Deșteptarea. Prețurile diferă și în funcție de zonă, și în funcție de lanțul de benzinării, da. Și în funcție de zi. Și în funcție de zi, și da. În funcție de zi, dar în orice caz cred că toată lumea a văzut că e scump. Sigur, nu e singura scumpire, dar asta e printre cele mai dureroase. De asta l-am căutat în această dimineață pe Mihai Nicuț, redactorul șef al site-ului economica.net, site foarte bun de informații economice. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața ție și ascultătorilor voștri! Cum să explicăm aceste prețuri foarte mari în acest moment? Căror fapte se datorează? Păi cauza este simplă, și anume creșterea consumului rezultat de revenirea economiilor și de reieșirea noastră din casă după pandemie. Anul trecut am avut niște scăderi record la prețul petrolului. Lumea nu s-a mișcat practic și n-a fost cerere de petrol. În schimb, pe fondul relaxării restricțiilor și reluării activității economice, anul acesta petrolul s-a scumpit și a început să crească de la niveluri de 40 sau chiar și sub 40. Ne aducem aminte că anul trecut a fost o zi în care pe piața americană s-a tranzacționat petrol la preț negativ, da? Da, da. A fost o premieră în istorie. Anul ăsta lucrurile încep să-și revină, petrolul este la $70 pe baril și ca atare nici prețurile la carburanți, care sunt prețuri de piață, atenție, nu puteau să stea pe loc. Uite, am făcut un calcul mai acum câteva zile să vedem totuși dacă la noi companiile astea petroliere așa foarte mult hulite au fost mai, hai să spunem, mai hrăpărețe decât în altă parte. Și mi-a dat așa. De la începutul anului și până la finalul lui iunie, la noi benzina s-a scumpit undeva cu 19% și motorina cu 17%. Calculând media ponderată europeană, a ieșit o scumpire de 17% la benzină și de 15% la motorină. Deci a fost un pic în plus peste, dar trebuie să ținem minte totuși că în România, în continuare, avem al doilea cel mai mic preț la carburanți din Europa, tradițional, după vecinii noștri bulgari. El este un preț mare în comparație cu veniturile noastre. Da, este un preț mare în comparație cu venitul, dar aici, din păcate, trebuie să vă dau o veste proastă. Cotațiile la carburanți, la petrol, nu țin cont de salariile oamenilor, da, decât într-o mică parte. Oamenii pot fi ajutați de politica de taxare a fiecărui stat, da? Acum... Nu trebuie să uităm că undeva la 40-45% din prețul carburanțului sunt doar taxe, accize și TVA. Noi am mai trecut prin episodul ăsta, dacă nu, cumva chiar au fost prețuri mai mari la un moment dat. Da, au fost prețuri și mai mari chiar în 2019 și undeva la nivelul anilor, jumătatea decenului trecut, undeva în 2016, dacă nu mă înșel, când prețurile acestea pentru carburanții, haideți să spunem standard, nu vorbim de cei premium, săriseră bine de 6 lei pe litru, iar cel mai mare șoc a fost atunci când s-a introdus acea celebră supraacciză, dacă mi-aduc aminte, de 7 bani pe litru. Când se duseseră tot așa, prețul era undeva la 6,20-6,30. Ce urmează, Mihai Nicuț, în săptămânile următoare? Din păcate nu ține doar de comportamentul nostru, ca să zic așa. La noi este o cauză, mai este o cauză specifică a scumpirii din cauza nenorocirii de la Petromidia, care e cea mai mare rafinerie din țară. Unitatea este oprită și nu știm când va reveni, iar ce producea Petromidia, mult, adică, parțial se importă și sunt alte costuri logistice. Da, deci, din păcate, câțiva bani pe litru cred că vin și de aici. Bun, nu știm când va reporni, dar cu siguranță va reporni undeva spre jumătatea toamnei. Acum, ce urmează, după cum am zis, depinde de foarte multe lucruri. Producătorii globali de petrol OPEC au avut o întâlnire și un agreement la jumătatea lui iulie de a crește cu 400.000 de barili pe zi producția globală, dar asta etapizat până în 2022, ceea ce poate părea mult, dar omenirea consumă 97 de milioane de barili pe zi. Deci, dacă stai să compari, nu mai este atât de mult. Deci, asta pentru a crea un surplus de ofertă, dar cererea în continuare crește, pentru că se pare că nu vor mai avea loc acele lockdown-uri. Totul depinde de cum va evolua pandemia. Dacă nu se vor mai închide economii și vor continua fluxurile globale de călători, de mărfuri și tot ce ține economia asta în mișcare, probabil nu vom mai sta la o ieftinire, poate va fi probabil o stabilizare sau poate chiar o scumpire. Dacă se vor introduce lockdown-uri și piața a reacționat puțin, adică petrolul s-a ieftinit puțin zilele trecute de teama
pe tema unei temeri că China ar putea introduce aceste restricții, China fiind un mare consumator de petrol. Deci lucrurile depind nu doar de noi, ci de cum se mișcă, de cum se mișcă lumea asta și în principal depind de evoluția pandemiei, dacă vă vine să credeți. Mihai Nicuț este redactorul șef al site-ului Economica. Cred că găsiți acolo și prețul pâinii, Mihai, nu? Da. O să venim noi cu un text astăzi, așa. Nu este de o mare valoare jurnalistică, dar să încercăm să oferim 50 de răspunsuri la întrebarea pe care n-a putut, la care nu a știut să răspundă domnul premier. 50? Nu știu, depinde câte găsim, cât de repede putem să scriem în dimineața. Am înțeles. Deci, prețul pâinii nu mai este un mercurial ca pe timpuri, sunt diverse sortimente. Domnul Cățu avea o ieșire elegantă din acel clinch la acea întrebare, care poate părea ușor populistă, dar este totuși premierul țării și astfel de întrebări se pun. Însă, din păcate, nu a fost, haideți să spunem, suficient de abil din punct de vedere al comunicării. Se mai întâmplă. N-a fost și pâinierul țării, a fost doar premierul. Mulțumim tare mult, Mihai Nicuț. Aștept cu interes textul vostru despre pâine. Astăzi, spor la treabă. Vă doresc. E foarte ușor să găsești 50 de prețuri la 50 de sortimente de pâine. Da, sunt convins în momentul ăsta că există tot felul de pâine pentru diversi oameni, așa cum ar fi normal, nu? Sunt oameni în țara asta, dacă vrei să mergem pe ideea asta, pe care nu îi interesează. A spus și Câțu, 1% câștigă peste 3.000 de euro pe lună, care nu îi interesează ce pun în coș, adică prețul lucrurilor. Pe de altă parte, sunt oameni pentru care fiecare leu contează. Undeva aici trebuie să găsești echilibrul ca politician, să poți să dai un răspuns care să satisfacă pe toată lumea. Așa, asta e imposibil. Deșteptarea